Așa, v-am auzit foarte clar. Bineînțeles, oamenii cu bani vor face toată viața și cane, dar în momentul când nu le convine, se duc la țigani sau la rog. Auzi, mă, ăsta e țigan de la voi? El când te vede cu gibanul, că na, da, mă, dă-n gibanul. Stai liniștit, că chiar dacă te duci îmbrăcat în nealteță regală, avem, cum a zis, în scoadele noastre, cercetătorii noștri. Ce te vă vine aici cu geaca asta jerpelită, mi-o dă mie și el să îmbracă numai cu Pierre Cardin.
Cum se pare mașina? Este foarte solidă pentru această persoană care vă vorbește. Care vă vorbește. Vă scăpat din accidente cu viață sau... Haideți, vă rog să țipați, să urlați. Și jandarmii îți scandează ca și polițiști. Da, păi tu faci fotografii și filmări și eu stau la proteste. Nu vrem să stăm pe câmp, să apărăm conducte. Așa spune, era 2002. Au prins astăzi un sub flagrant iar în conducte de Petrotrans, un nou spărgător, și-au sustras 200 de litri la butoi de benzină și motorină dintre conducte pe Petrotrans, înțepată. Noi momentan dorim benzină și motorină, și combustibil. La conducte ram. Mulțumesc mult că ați făcut așa și că ați țipat, aveți cazier, eu sunt din alt oraș. Nu mă veți găsi în viața vieților mele, sunt șmecheraș și sunt polițist. Am venit cu autospecial de la poliția locală și m-am dat poliția sau. Am venit direct cu autospecial din altă parte și nu mă veți găsi în viața viitoare. Ca la clasă întâi.